Bună, dragilor! Bine v-am regăsit! Vreau să vă anunț că am scris un nou articol pe blogul site-ului meu www.terapieprinastrologie.ro. Un articol ce face referire la evenimentul ce va avea loc mâine, 20 octombrie, și anume faza de lună plină din Zodia Berbec. Bineînțeles că în cadrul articolului veți găsi mult mai multe detalii. Chiar vă invit să-l citiți cu atenție ca să vedeți în ce mod ne influențează, practic, energiile acestui fenomen astral. Și de asemenea, tot în cadrul articolului veți găsi modul în care faza de lună plină din Zodia Berbec influențează fiecare semn zodiacal în parte. Așadar, vreau să vă las și aici câteva cuvinte despre acest fenomen, pentru că este foarte interesant cum decurg lucrurile. Dacă luna trecută am vorbit de o fază de lună plină într-un semn pur emoțional, și anume Zodia Pești, care făcea referire la tot ce înseamnă empatie, tot ce înseamnă introspecție, tot ce înseamnă... Deci au scos, practic, luna trecută a scos din noi acea sensibilitate și a scos din noi acele emoții pe care noi ne-am străduit să le ținem cât mai adânc, să zic așa, ascunse în interiorul nostru. Și mai mult ca sigur v-ați confruntat cu diferite stări emoționale și poate chiar cu, nu știu, cu apatie, cu... A coincis, bineînțeles, și cu astenia de toamnă. Deci a fost o perioadă încărcată oricum. Așadar, actuala fază de lună plină, cea din Berbec, Berbec semn de foc, vorbim aici de impulsivitate, de curaj, de determinare, ambiție, de tot ce înseamnă focus pe acțiune. Așa că zona emoțională, într-un semn de foc, într-un semn de acțiune, ziceți voi. Pe de-o parte este bine, pentru că ne va da curajul de care avem nevoie să ne luăm acele decizii pe care firea ar să fie le tot amânăm, mai ales din punct de vedere relațional. Și aici mă refer inclusiv la relațiile profesionale, nu doar la cele de cuplu. Așa că este o bună perioadă, să spun așa, în care se pot finaliza, se pot încheia, se pot concretiza acele lucruri pe care, să zicem că poate luna trecută sau acum două luni le-am tot amânat, da? Deși în interiorul nostru cumva decizia a fost luată, însă ne este teamă cumva să o punem în practică, să o materializăm. Ok, așa că atenție la tot ce înseamnă impulsivitate, la modul în care vă gestionați tot ansamblul acesta de emoții care curg, ce să mai încolo și încoace, ele curg, sunt prezente, ne creează, să zic așa, fel de fel de stări. Așa că, indiferent ce decideți să faceți, că v-ați hotărât să spuneți lucrurilor pe nume, da? Persoanei de lângă voi sau chiar șefului vostru, sau unui coleg de muncă, unui prieten, unui părinte, unei persoane apropiate, da? Sau, mă rog, unei persoane care contează pentru voi, atunci faceți în așa fel încât să includeți în discursul vostru și diplomația. Da? Nu uitați că soarele se află încă în zodia balanță. Balanța care este simbolul echilibrului, simbolul armoniei și al diplomației și, bineînțeles, al relațiilor. Așa că încercați să aduceți într-un echilibru toate aceste energii care se perindă zilele acestea. Și încercați să rămâneți focusați pe obiectivele voastre, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere profesional. Fiți vigilenți, fiți atenți la tot ce înseamnă, nu știu, semnare de contracte, documente noi, investiții. Aveți mare, mare grijă în toată zona aceasta. Atenție, bineînțeles, și în cazul celor care călătoresc în această perioadă, da, luați-vă toate măsurile de precauție și de siguranță în acest sens. De regulă, fazele de lună plină nu sunt neapărat indicate
pentru așa ceva. De asemenea, în materie de sănătate, da? Nu sunt încurajate, habar n-am, intervențiile, deși în perioada asta la cum decurg lucrurile, ce să mai dezbatem pe partea asta, în fine, este de, adică sunt de evitat toate aceste chestiuni care au legătură cu chirurgia, da? Cu chestiuni foarte delicate, da? În sfera sănătății. Așadar, energia berbecului este una răsunătoare, este una puternică. Berbecul este recunoscut ca fiind copilul răzbiat al zodiacului. Faptul că este primul în rândul semnelor zodiacale nu înseamnă că este mai presus decât acestea. Vă rog, oameni buni, cei născuți în acest semn zodiacal, să nu mai trăiți cu impresia că dacă v-ați născut sub acest semn zodiacal și el este primul din zodiac, voi sunteți mai presus decât ceilalți. Sub nicio formă, ba din contră, dacă e să luăm lucrurile în alt mod, fiind primul semn, este primul care se dă cu capul de zid și face loc celorlalte semne, da? După ce el a avut această, mă scuzați, această experiență de a se lovi de unul sau mai multe ziduri și după ce într-un final reușește să-și învețe lecțiile, vin din urmă și celelalte zodii, da? Cu experiența lor. Așa că încă o dată încercați să vă gestionați cu înțelepciune, cu maturitate toate stările care guvernează practic perioada aceasta, intervalul acesta în care are loc faza de lună plină. Dozați-vă energia, este foarte important, pentru că, așa cum spuneam, berbecul este un semn de foc, este un semn dinamic, un semn cu energie masculină și vine așadar cu multă energie. Așadar, energia aceasta adusă în sectorul emoțional trebuie gestionată cu grijă, da? Ca să nu facă ravagii și ca să nu fie utilizată, să spun, într-un mod impulsiv, da? Într-un mod în care, nu știu, apoi să regretați. Ok? Calculați-vă cu atenție pașii, fiți încrezători, fiți deschiși în fața tuturor acestor fenomene astrale, pentru că ele vin către noi să ne ajute, chiar dacă poate de multe ori energiile lor sunt cumva perturbatoare pentru sufletele noastre, pentru mințile noastre, însă tocmai asta este și ideea, da? Să se producă acel declic, astfel încât noi să putem să modificăm, să putem să ajustăm toate acele chestiuni care ne dau bătăi de cap și care ne țin pe loc. Da? Scopul este să evoluăm, indiferent de faza astrologică în care ne aflăm, practic. Toată această sincronizare pe care noi o trăim alături de astre este înspre evoluție, înspre bunul nostru parcurs evolutiv. Da? Așa că vă doresc ca această fază de lună plină să vină către voi cu chestiuni productive, atât pe plan emoțional, cât și pe plan profesional, să puneți bazele poate unor relații mult mai solide și mai productive pentru viitorul vostru. Aveți răbdare cu voi, aveți răbdare cu tot ce se află în jurul vostru, dați-vă timp și încercați pe cât posibil zilele astea să practicați diferite ritualuri de relaxare, tocmai ca să mai temperați puțin din această nervozitate, această stare de irascibilitate indusă de faza de lună plină din berbec. Așadar, www.terapieprinastrologie.ro, secțiunea blog, articolul se intitulează Faza de lună plină din zodia berbec. Așa că, și încă ceva, v-am pisologit și vă pisologesc de fiecare dată, asta este, suportați-mă și pe mine câteva secunde. Vă invit pe canalul meu de YouTube, Terapie prin Astrologie cu Ana Fotescu. În cazul în care nu v-ați abonat încă la canalul meu de YouTube, vă invit cu mare drag să o faceți, m-ar ajuta și pe mine foarte tare dacă empatizați și dacă vă place ceea ce fac eu.
De asemenea, vă invit să apăsați acel clopoțel minunat care vă va înștiința ori de câte ori eu vin cu noutăți. Și de asemenea, dacă vă place, ajutați-mă cu un like și, bineînțeles, distribuiți videoul acolo unde considerați, pe rețelele de socializare, da? Facebook, Instagram, deja știți, mă găsiți cu Terapie prin Astrologie peste tot. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lunație liniștită și așezată și să ne auzim cu bine. Vă pup, pa, pa, seară bună!